Tu știi cel mai bine ce se întâmplă pe drumurile din România și ne-ai spus ce ar trebui îndreptat la Deșteptarea României. Educația este prima și cea mai importantă componentă a accidentului auto. Te trezești cu un obstacol neprevăzut în față. De ce este acel obstacol? Fiindcă organele statului nu-și fac datoria și ajungem la principala cauză, infrastructura și regula. Șoferii ăștia români când ies afară nu fac accidente. De ce? Acolo există o regulă pe care dacă încalci, plătești. Sunt instructor auto în Timișoara și vreau să vă spun că totul pleacă de la nivelul învățării conducerii autovehiculului. În primul rând sunt prea puține ore de condus și structurarea examenului ar trebui modificat. De exemplu, noi nu avem ore de autostradă, nu este permis să ieșim de autostradă. Trebuie în primul și în primul rând din cadrul liceului ținute cursuri de legislație rutieră. Te-am pus în legătură cu experții și ei au pus la încercare pe cei care decid. Nu poți să faci economie productivă în Moldova, ai producție serioasă acolo, dacă nu ai o autostradă. Pentru că dacă te deplasezi de la Iași, deplasezi niște mărfuri cu un camion de la Iași spre vest, undeva pe la Cluj trebuie să te oprești, că au trecut 8 ore și omul ăla trebuie să rămână în pauză. În momentul în care eu conduc obosit, pentru că nu am niște drumuri de mare siguranță, în primul rând și de mare viteză, în al doilea rând, în momentul în care stau pe serpentine, în momentul în care stau bară la bară în orașe, în loc să-mi dau seama că dacă sunt obosit ar trebui să mă opresc, dimpotrivă apăs pedala de accelerație și asta nu e bine. Și ne-au explicat ce trebuie să facem mai repede. Rețeaua asta de autostrăzi și de drumuri expres de vreo 3000 de kilometri nu o să rezolve. De ce? Pentru că în continuare o să avem foarte mult, dacă nu schimbăm, evident, nimic, o să avem în continuare foarte mult trafic pe drumurile naționale 1 plus 1, care n-au parapet median, iar ciocnirile frontale sunt cele mai grave. Iar pe cei de la guvernare i-am pus la treabă. Ce am făcut? Săptămâna asta am întâlnit cu conducerea austriacă, o companie cu renume, unul dintre cei doi mari constructori austrii, și aici aș vreau să le și mulțumesc public, mi-au dat ferm termen 1 octombrie pentru finalizare. Deci pasajul Mogoșoaia, conform promisiunii constructorilor, îl vor finaliza în avans față de termenul contractual și pentru asta le mulțumesc pe 1 octombrie. Și le ține în minte promisiunile. După acel pasaj hobanat de la Otopeni, este un giratoriu din bidoane. Acolo vrem să facem, probabil în regie proprie, compania de drumuri, să lărgim acel giratoriu, probabil va trebui demolat un vechi canton CFR care e pe margine și să facem o bandă de bypass. Cumva, în momentul în care în octombrie, în toamnă, dăm drumul, să fie undă verde pe toată această zonă de nord a Centurii. Deșteptarea României este cel mai ascultat program de radio în fiecare vineri la prânz. Împreună punem țara pe roate.